seama ce precedent ar crea asta. Bun, vă rog, Dumitrescu. Vă rog, da. Da, pentru că este domnul Burduja și e specialist în finanțe. Eu, dacă judecăm în cheie politică, sunt de acord cu ce a spus analistul politic, clar a câștigat premierul, pentru că a dovedit că își face sarcina de servici, să revoce pe cel care nu se conformează programului de coordonare ca și prim-ministru. Dar dacă vorbim în cheie economică și socială, este limpede că au pierdut și pierdem noi toți. Pentru că domnul Burduja, cred că sunteți de acord că de la finanțe am sursele, iată, datoria crește cu, așa estimați dumneavoastră, Ministerul de Finanțe, cu 131 miliarde de lei, împrumutăm cu 2,9% dobândă. Vă dau exemplu alte state care se împrumută cu 0,18%. Costul dobânzii în acest an va fi cam 60% din tot bugetul Ministerului Educației, enorm de mult, 3,8 miliarde de euro, așa e calculul. Avem cel mai mare deficit de balanță comercială și aud astăzi de la domnul ministru al Agriculturii că oprește finanțarea, de exemplu, pentru pensiuni, că și așa stă bine turismul, pe motiv că s-au transformat în case. Păi domnul ministru n-a trăit în România, n-a fost închis turismul. Cum să funcționeze pensiunea dacă nu le-a dat voie? Deci este absolut de neînțeles ce se întâmplă cu deciziile acestea luate la nivel de național pentru oameni, okay. Pentru că nu vă supărați. Un scurt care drept la dacă am permis și da, imediat. Facem în felul următor. Prost este balanța comercială. Avem cel mai mare deficit de balanță comercială din 2008. Bun, haideți să ne oprim pentru a asculta și părerea invitaților. 3 miliarde de euro. Așadar, în cheie politică, să se certe, să facă ce vrea, dar în cheie de responsabilitate guvernamentală trebuie să guverneze țara. Dacă bun. Nu, sigur, există soluția ca Parlamentul, dacă mai avem și Parlament, să decidă care este guvernul care poate să ducă mai departe România. Acum, am înțeles. Haideți să ne oprim puțin, doamna Grapini, pentru replicile de rigoare. Dublă criză, sanitară și economică. Bun, o replică.